Bună, sunt Jocul Virtual și ne-am strâns o grămadă de abonați. Așa că dacă vreți să creștem proiectul ăsta cu animeurile, să facem animeurile mai populare în România, v-aș ruga să vă abonați. Mulțumesc! Povestea începe când protagonistul nostru spune că tocmai a murit din cauza greșelii lui Dumnezeu și nu este trimis să trăiască o viață nouă într-o lume nouă. Cu toate acestea, în schimbul selectării tuturor abilităților pe care și le-ar putea dori vreodată, a decis să sacrifice fiecare amintire pe care a avut-o din viața lui trecută. Menționează cât de atractivă este zeița reîncarnării, dar se plânge de faptul că nu-și va aminti de ea. Apoi aflăm că se numește Kelvin și îl vedem cum se trezește complet confuz. Un meniu apare în fața lui și spune că a fost ales acum pentru a fi ales într-o lume feminină, cu magie și monștri și abilități pe care le-a primit deja. Meniul lui de stare arată că Kelvin a ales să fie un invocator, care de asemenea primește mari sporuri la statisticile sale ori de câte ori urcă un nivel. Kelvin a fost confuz și speriat la început, dar recunoaște că acum lucrurile devin interesante. Nu cred că sinele lui anterior ar face ceva atât de îndrăzneț, iar Melfina explică că pot comunica, deoarece invocatorii sunt capabili să vorbească cu servitorii lor. Ea continuă să explice că sinele lui anterior și-a mărturisit imediat dragostea pentru ea, deci ce să zic, plin de complimente. Se plictisește de o viață banală și a decis să accepte invitația lui de a veni cu Kelvin. A fost de fapt cel care a cerut ca toate amintirile lui să fie șterse pentru a obține cât mai multe puncte de îndemânare. Sinele lui din trecut a exclamat că nici uitarea dragostei lui pentru ea nu va conta, deoarece este sigur că Kelvin se va îndrăgosti din nou de ea. Molnar este de fapt ultra rară și, ca de obicei, poate fi găsit doar una în fiecare națiune. Raritatea lor atrage de obicei atenția nedorită, deoarece conducătorii națiunii îi vor căuta cu siguranță pentru a-i pune să lucreze pentru ei. Pot primi locuri de muncă de la un nivel peste a lor, dar vor primi o penalizare pentru eșec. După ce au terminat 10 locuri de muncă la rând, indiferent dificultate, aventurierii vor urca într-un rang. Vedem că și-a folosit toți banii pe o tijă de lemn. Nu face mare lucru pentru a-i crește statisticile, dar a avut nevoie de o armă pentru prima slujbă. După câteva căutări, în sfârșit găsește un grup de slime și Melfina îi spune că ar trebui să-și folosească capacitatea de ochi de evaluare pentru a obține informații despre ele. Își dă seama că nu a reușit să-i vadă statisticile mai devreme, ceea ce înseamnă că Melfina este clar peste nivelul 100. Se reorientează totuși asupra misiunii sale și se pregătește să încheie un contract. Melfina spune că mai întâi trebuie să obțină consimțământul țintelor, dar pentru creaturile care nu înțeleg vorbirea, cel mai bine este să le atace și să le slăbească fără a le ucide mai întâi. Șocat să constate că sarcina nu este atât de ușoară pe cât credea că ar fi, Melfina își imaginează că slime-ul bajocorește probabil pe Kelvin și amintește că nu ar trebui să recurgă la magie. Slime-ul are o agilitate excepțională, dar Kelvin face o ajustare și reușește să-și scadă o parte din HP-ul lui Kelvin și începe să formeze contractul, dar începe să simte lipsă de putere. Dacă Melfina este lipsă de energie, dacă își poate explica puterea pe jumătate sau nu, el oricum are succes. El continuă procesul și din fericire încheierea contractului are succes. Kelvin decide să-l numească Cloto, iar Melfina spune că poate comunica cu toți servitorii săi fără a folosi cuvinte. De asemenea pot folosi o rețea care le permite să vorbească între ei. Alte slime-uri totuși lasă pe Cloto să decide dacă vrea să facă treaba. Micul slime ucigaș este în mod clar încântat să lupte și Kelvin îi spune să absorbă toate slime-urile dintr-o dată, dar să părăsească miezurile astfel încât să le poată preda pentru slujba lui. Kelvin își folosește puterea magică rămasă pentru a folosi o vrajă de bază. Melfina l-a învățat să învingă un slime și urmărește cum Cloto își domină cu ușurință statisticile pe cealaltă boală. Explică faptul că este un invocator de rang S și toți slujitorii săi primesc 100 de puncte spor la toate statisticile după ce i s-au alăturat. Kelvin își dă seama de ce invocatorii sunt atât de solicitanți. Acum și Melfina continuă să dezvolte că el este de fapt singurul invocator de rang S care există. Ceilalți sunt mult mai slabi, doar de rangul B sau C și pot reuși să obțină doar 20 de puncte de la slujitorii lor. Kelvin plănuiește să folosească banii pentru a obține un han pentru noapte, dar se oprește pentru moment când dă peste un grup care face comerț cu sclavi. Se gândește să încheie un contract cu una dintre fete și aude pe bărbați explicând că sunt semi-elfi valoroși, care de fapt au un lac unde se pot scălda. Hanul servește totuși mâncare, iar Melfina îi reamintește lui Kelvin că trebuie să muncească din greu. Așa o poate chema și ea și va putea să bage ceva de mâncare. Kelvin se gândește o clipă la cât de recunoscător este că are doi însoțitori și se întreabă cine îl mai așteaptă în viitor. Câteva zile mai târziu, Kelvin îi spune că el și Cluto își luaseră locuri de muncă și își dublaseră rata de creștere. A primit o mulțime de bonusuri și 100 de puncte de îndemânare pentru creșterea nivelului. A ales o abilitate de ascundere de rang D dintr-o listă uriașă și spune că creșterea nivelului i-a dat lui Cluto și calificarea de absorpție de rang F. Kelvin constată mai târziu că munca lui a dat roade atunci când este promovat de la un aventurier de rang E.
Însoțitorul Breslei, pe nume Agde, este surprins să vadă că ar putea să se alăture unei petreceri când crede că s-ar putea alătura unei petreceri. Dezvăluie că el este un invocator. Melfina sublinează, deși doar creșterea nivelului a adus atenție nedorită din partea aventurierilor geloși, despre care însoțitorul îi poate spune că Kelvin intenționează să meargă mai întâi într-o slujbă de rang D și recomandă să-și îmbunătățească mai întâi echipamentul. Toată lumea din Breslea știe că Cashel este de fapt la fel de puternic ca un grand B și bârfește despre felul în care Cashel se bucură să zdrobească noi aventurieri. Pot spune că Cashel urmărește acum pe tipul nou îngânfat, dar decis să nu spună nimic după ce a fost intimidat. Kelvin analizează pe Cashel pentru a descoperi că statisticile lui sunt la fel de înalte, dar ceea ce îl îngrijorează cel mai mult este că el are cumva titlul de criminal. Kelvin este curios, așa că decide că ar trebui să concureze să vadă cine îl poate învinge mai întâi pe cavalerul fantomă negru. În schimb, Cashel este șocat că Kelvin știe să dezvăluie ideea, dar el știe sigur că nu o poate face 100%. Vrea să arate ce a câștigat lucrând atât de mult. Sutorii Breslei cred că este puțin ciudat cum urmei pentru el însuși, dar totuși îi cer lui Kelvin să fie atent la slujba lui. Apoi vedem că un membru al grupului Cashel l-a laudat pe Kelvin. Are un alt începător de bătut și Cashel speră că Kelvin îl va putea distra o vreme în acea noapte. Grupul lui Cashel ajunge la un castel pentru a descoperi că toți monștrii strigoi au fost deja învinși, pentru a se asigura că nu vor întrerupe lupta și a decis să se lupte cu toți mai întâi. Sunt șocat să vadă că Kelvin știa despre planul lor și dintr-un motiv oarecare a decis totuși să vină singur. Cashel se întreabă dacă este de fapt un vânător de recompense. După ce cei doi membri ai partidului îl recompensează, Kelvin spune că nu este cazul și l-antagonizează pe tipul cel mare să-l atace și să-și dea seama că alții l-ascunsese pe omul simplu pe care l-a creat. După ce Kelvin folosește un atac magic, Cashel fuge, dar este oprit de Cluto, care este invocat. El a evoluat deja dintr-un slime albastru la un Glutonia și a câștigat titlul de Devourer Kelvin. Apoi și-a amintit și momentul în care micuța Cluto a evoluat în legendarul monstru de clasă Rege, Kvasi Demon și cât de încântați erau amândoi. Apoi face rapid munca pentru cei doi membri, pentru că Kelvin nu are nicio șansă pentru a recunoaște că Hearthstrong este invincibil. Își dă seama că trebuie să fie atacat de aventurieri în loc de monștri pentru a câștiga experiență și intenționează să-i predea mai târziu. Deocamdată el continuă să întâlnească pe cavaler, iar Melfina este șocată să vadă că nu este speriat deloc. Cineva a decis să vorbească mai întâi în loc să atace imediat, așa cum o face de obicei. El spune că a devenit un monstru cu puțin timp în urmă și a fost un capitan de cavaler care își servea țara înainte. Melfina spune despre încheierea unui contract. Cavalerul explică că regele său și țara lui nu mai există și că este dispus să servească un nou rege. Kelvin înțelege că trebuie să se dovedească mai întâi și cei doi se pregătesc să lupte. Cavalerul se prezintă ca Gerard și este surprins să vadă că Kelvin vrea să se lupte cu cineva mult mai puternic decât el. După ce Gerard reușește să blocheze mai multe atacuri, Melfina are nevoie de decizie imediată pentru a dezvălui un bonus. Bătălia lor periculoasă continuă și Kelvin nu poate să nu fie impresionat. Gerard este ținut pe loc pentru o clipă și începe să aibă amintirea trecutului său. Își amintește cum regele său a refuzat să se alăture elfilor și cum aceștia la rândul lor au răspândit boala în regatul lor. Aceasta a dus la moartea familiei sale și la căderea țării sale. O combinație de vrăji lucrează împreună cu Cluto pentru a dezlănțui un atac extrem de puternic care reușește să-l învingă pe Geralt. A doua zi toată lumea sărbătorește că Kelvin a terminat treaba dificilă și de asemenea pune capăt crimelor Cashel. Anghei explică că șeful Brest este extrem de recunoscător după ce și-a dat seama că slujba era mult mai dificilă decât rank D și a decis să-i facă o surpriză cu o viață specială. Cu toate acestea, activamente mai târziu vedem că Gerard este încă în viață, deoarece se întreabă dacă Anghei ar fi un candidat bun pentru noul său rege. Melfina face excepții de la idei, iar Kelvin trebuie să-i implore ca toți să nu se mai certe în capul lor. De ce toată lumea vorbește despre el? Kelvin se surprins să vadă că este analizat și chiar mai surprins că Leo întreabă dacă este dintr-o altă lume. Analiza lui Kelvin dezvăluie că ochiul evaluator al lui Leo este la un nivel mai înalt decât poate să-l ascundă și își dă seama că nu va putea ascunde nimic de el. Un ochi evaluator. Slujitorii săi au explicat că nu va putea să-și păstreze secretul pentru totdeauna și este important pentru el să găsească oameni de încredere pentru care să-și împărtășească secretul cu Kelvin. Leo îi mulțumește pentru ajutorul acordat în a-l opri pe Cashel. El spune că nu a putut să o facă el însuși deoarece mâinile lui erau legate din motive politice și ar trebui să fie mult mai sceptic, devenind prieteni de când i-a întâlnit pe alții în altă lume. Înainte ca Leo să menționeze eroii din Sfântul Imperiu al lui Daramus, iar Melfina își amintește că ea a reîncarnat și Leo spune că eroii au fost chemați de preotasa din Daramus pentru a-i proteja împotriva renașterii regelui demon. Intenționează să-i pună pe eroi să lupte cu regele demon și dorește ca el să ajute la protejarea orașului în lipsa lor. Leo spune că îl va plăti pentru locurile de muncă și chiar îi va crește rangul de aventurier. O luptă pentru putere între națiuni și își promite libertatea în schimbul ajutorului
mentorului său. Leo plănuiește să-l ajute pe Kelvin să-și atingă întregul potențial fără ajutorul nimănui, așa că este de acord. Mai târziu, Hanjiul Claire sărbătorește ascensia rapidă a lui Kelvin la rangul B și promite că îi va face o cină grozavă. Ea spune că s-a săturat să aibă de-a face cu regii demon și cer lui Kelvin să nu mai parte la bătălia lor. Apoi îl cheamă pe Cluto pentru a-și recupera banii din inventarul lui Cluto și spune că este momentul să cumpere Melarfina și este surprins să facă asta. Gerard este surprins de și băieții de vârsta lui tind să se gândească la astfel de lucruri, dar Kelvin spune că încearcă doar să-și sporească puterea partidului. Admite că lupta lui cu Gerard a fost puțin prea strânsă pentru confort și plănește să o antreneze pe fata elfă, astfel încât să poată deveni un atotputernic. O verificare rapidă arată că încă nu și-a folosit niciul dintre propriile puncte de îndemânare, iar Melfina spune că va fi nevoie de un rang, o vrajă de magie albă pentru a sparge blestemul. Fata este dezamăgită să-l vadă pe Kelvin plecând, dar el se întoarce mai târziu. Elful se teme că îi va face rolul lui Kelvin, dar i-a cerut să aibă încredere în el. O liberează de blestemul lui și promite că de acum înainte nu va mai avea de suferit. În cel de urmă poate să o cheme pe Kelvin, apoi o duce la hanul de Claire, îi spune că nu poate permite unei fete drăguțe ca ea să mănânce în haine atât de zdrențuite. După ce se bucură de o masă delicioasă, Kelvin le spune totul și o prezintă pe elfil celorlalți din petrecerea lor. El spune că totul trebuie ținut secret și o pune să aleagă aceleași abilități pe care le are el, dar îi permite să aleagă cum să-și folosească restul punctelor de abilități. Totul a decurs exact așa cum era planificat. Dacă vrei să afli animeul, îl ai în comentariul de mai jos.